Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Loredana Mihai. Astăzi, la sfârșit de săptămână, început de weekend, să spunem așa, avem un invitat special. Avem invitat în platoul Focus Press pe specialistul în urbanism, Cristiana Popescu, consilier local USR. Vom vorbi așa și vom trece în revistă problemele de urbanism din municipiul Constanța, puzurile acelea ce se tot suspendă, ce nu se votează, ce se actualizează, probleme ce interesează pe cetățenii municipiului Constanța, din diferite cartiere, cu diferite probleme. Probleme mai grave, probleme mai puțin grave. Bună ziua, bine ați revenit la Focus Press, doamna Cristiana. Bine v-am găsit, bună ziua, mă bucur mult că m-ați invitat. Păi, sunteți cam singurul ales local care are cunoștințe foarte multe legate de urbanism și este o plăcere să discutăm cu dumneavoastră de fiecare dată, pentru că aflăm ceea ce contează cu adevărat în Constanța, aceste probleme pe care nu prea le băgăm uneori în seamă și contează foarte mult. Adevărul este că sunt atât de multe situații de discutat despre urbanism în Constanța încât am putea lejer până mâine să avem o emisiune atât de lungă. Tocmai de aceea v-am invitat astăzi, pentru că vreau să trecem în revistă problemele mai grave din Constanța și vreau să începem cu acele puzuri. Știu că s-a tot discutat, s-au căutat soluții, s-au găsit, nu s-au găsit. Cartierul Palazul Mare, vreau să începem cu acesta, pentru că locuitorii de acolo încă sunt supărați de faptul că încă se construiește. Se construiesc blocuri între case în continuare. De ce acest lucru? Ce s-a întâmplat cu acel puz? Ce s-a mai auzit? Ce s-a mai discutat în comisia din care faceți parte? Actualele documentații, reglementări de urbanism sunt suspendate, însă există noua documentație de urbanism, actualizarea puzului Palazul Mare, care este în lucru și pentru care s-au făcut diverse întâlniri. Cred că chiar înainte de alegerile de pe 9 iunie a fost o întâlnire cu elaboratorul. Dar certificatele de urbanism care s-au emis până în momentul suspendării acelei documentații care permitea construirea de blocuri între case, o să aibă efecte încă o bună perioadă de acum încolo, în sensul că dacă certificatul de urbanism a fost emis anterior și el este încă valabil, pot fi emise cu 12 luni, 18 luni, 24 de luni, depinde. În termenul respectiv se poate depune pentru autorizația de construire și atunci... Deci ele sunt în picioare, deși puzul acela, să spunem, de la momentul, suspendării, apoi nu se mai pot emite alte certificate de urbanism. Nu, dar care... cele trecute, da, care sunt păcate, da, multe la număr. Dacă o să mă întrebați pe mine, eu vă spun că s-a întârziat excesiv de mult cu suspendarea acelei documentații. Noi am făcut tot ce a ținut de noi, am venit în sprijinul locuitorilor din Palazul Mare, le-am oferit toate variantele pe care le-am considerat noi valabile, am făcut și presiune în Consiliul Local, pentru că să fim serioși, dacă nu eram noi acolo și nu făceam propunerea respectivă de suspendare, după ce locuitorii din Palazul Mare au inițiat petiția respectivă pentru suspendarea blocuri, posibilității de a construi blocuri între case, cu siguranță nu s-ar fi întâmplat nimic. Vă spun sincer, nu am de ce să mă mai ascund la momentul acesta. Chiar și așa, s-au întârziat lucrurile cât au putut de mult. Dacă o să ne uităm pe site-ul primării, o să vedem că până la momentul suspendării documentației PUZ Palazul Mare, s-au emis multe certificate de urbanism. Și acum se mai emit. Nu foarte multe, dar autorizații, pardon. Autorizații care, da, trebuie să se emită conform legii. Autorizațiile se emit conform certificatelor de urbanism emise înainte să de suspendare PUZ. Problema este gravă, vă spun, dacă autoritățile locale ar colabora cu adevărat și ar dori să rezolve problema asta, ar putea să o facă. Mie mi se pare că nu se face suficient. Aceeași problemă, după părerea mea, o întâlnim și în cartierul Campus Universitate. Chiar am mers cu colega mea zilele trecute în acea zonă și am văzut că încă se construiește foarte mult acolo. Se construiește. Deși acolo puzul a expirat. Pentru că a fost un puz inițiat de primărie, au ajuns
ajuns la concluzia că expiră, intraseră așa într-o vervă să-l prelungească. Eu am tot insistat că prelungirea unor documentații de urbanism trebuie să se motiveze și să se justifice, astfel încât să înțelegem dacă ele mai sunt oportune. Nu în ideea că nu este oportun să ai reglementări pe o zonă, ci dacă mai corespund nevoilor actuale față de momentul în care ele s-au elaborat. Și din păcate... Într-un final, documentația aceea a expirat și nu mai înțeleg că se lucrează cumva să se dea spre licitație elaborarea unei documentații de urbanism acolo. E normal. E normal să se întâmple lucrurile acestea, dar mi se pare că se întâmplă așa, într-un ritm foarte lent. Până atunci, investitorii au voie să construiască conform autorizațiilor, să spunem, pe care le-au primit anterior? Dacă au autorizații valabile emise, și autorizațiile acestea de construire se emit, au o valabilitate și se pot prelungi o singură dată. O singură dată? Se pot prelungi o singură dată, dar depinde. Poate să difere perioada de valabilitate în funcție de amploarea proiectului, investiției pe care o faci. Și având în vedere că poate să ajungă și la 3 ani o valabilitate de autorizație cu prelungire și așa... Deci pot construi în acea perioadă, să spunem, de 5 ani, minim 5 ani, pot construi, pot termina. Sigur. Investițiile. Sigur. Că așa s-a întâmplat și în portul Tomis, mă scuzați că v-am întrerupt, la blocul acela pe care îl știm toți, blocul ce a rămas. În păcate, aceea este o pată neagră pe obrazul Constanței, acel șantier interminabil de 20 de ani, cu o clădire care nu ar trebui să fie acolo. Și care încă nu are o situație certă, încă nu știm dacă o vom vedea terminată, dacă mai este bun, cum să spun eu, mai corespunde normelor de stabilitate, rezistență și toate cele, structura de rezistență, pentru că a fost foarte mult timp lăsat într-un stadiu incomplet. Și atunci nu știu cine o să aibă curaj să cumpere apartamente acolo sau. Și acum în momentul ăsta se lucrează. Lucrează, da. Nu se știe. Și ce vreau să spuneți mai devreme, că v-am întrerupt cu blocul. Vreau să spun că, din păcate, acesta este unul dintre marile dezavantaje ale urbanismului. Nu produce efecte imediate. Poate produce efecte imediate, dar cel mai sigur produce efecte pe timp mediu și lung. Adică, aprobăm astăzi o documentație de urbanism sau o suspendăm sau facem ceva, iar efectele se văd în 5-10 ani, poate, pentru că administrația locală nici nu are puterea de a actualiza aceste documentații foarte des sau, mă rog, în timpul în care ar trebui și atunci ele rămân. Sunt uzuri valabile de 10 ani, 12 ani pentru că nu le-a încetat nimeni valabilitatea. La momentul respectiv legea nu prevedea un termen de valabilitate și prin urmare... Sunt foarte vechi, nu mai corespund realității, dar ele există pentru că nu le-a încetat nimeni valabilitatea. La fel se întâmplă și cu puzul veterani. Care este situația acolo? La fel, erau discuții și proiecte în acest sens de actualizare a puzului de acolo. Se merge înainte și cu proiectul de la veterani, merge în paralel cu actualizarea documentației din stațiunea Mamaia. Numai că există destule nemulțumiri din partea locuitorilor, din veterani, pentru că nu s-a înțeles foarte bine de către laborator. Panica aceasta întemeiată vis-a-vis de blocurile de locuințele colective mici, dintre case. Ok, în Palatul Mare avem locuințe colective mari între case și sunt o problemă, dar și locuințele colective mici de 6-8 apartamente pe parcele de locuință individuală dau probleme pentru că apar insuficiența locurilor de parcare pentru că niciodată legea noastră nu impune ca în momentul în care ai vândut un apartament să vinzi acel apartament cu loc de parcare. Costă sau se achiziționează separat, proprietarii de obicei nu-l achiziționează pentru că costă niște mii de euro, multe mii de euro. Și locurile, practic, se aglomerează strada pentru că toată lumea vrea să parcheze pe stradă. Cunosc cazuri în Compozitor, de exemplu, unde toată parcarea a fost achiziționată de altcineva
închisă, iar cei care stau, practic, au apartamente în blocul respectiv, nu pot parca. Mai au nici măcar posibilitatea de a închiria acel loc. Pur și simplu a fost achiziționat tot subsolul, a fost achiziționat de un alt proprietar care nu le dă acces. Cine e de vină în cazul acesta? Dacă mă întrebați pe mine, o să vă spun că legea, pentru că apartamentul a fost construit cu un loc de parcare. El, când și-a luat autorizația, a fost așa și-a luat autorizația, având un loc de parcare. Faptul că nu a rămas nici măcar la dezvoltator locul de parcare și a ajuns la un proprietar privat care nu știu ce face cu atâtea locuri de parcare. Cert este că a închis și are probabil o altă destinație, poate nelegitimă, nedeclarată, dar cert e că e închis acolo. Și oamenii unde parchează? Pe stradă. Nu e ca și cum este, vorbim de centrul orașului, unde dacă ți-ai luat un apartament poți să spui că poți trăi fără mașină, pentru că ai, nu știu, facilități foarte aproape. Cartierul Compozitori încă este văduvit de legături cu solide cu orașul. Așa este. Și exact aceleași probleme, dacă nu mă înșel, se întâmplă și în Tomis Plus. Acolo erau probleme și cu străzile înguste, străzile ce aparțin proprietarilor și primăria trebuie să le expropieze. Din câte am văzut eu, cumva, dacă mă întrebați pe mine, Tomis Plus trebuia să fie un model de dezvoltare urbană reușită. Trebuia. Așa cum, nu știu, vedem în Brașov Coresi, cartierul Coresi, care... Spun că am fost acolo și am rămas impresionată de dimensiunea spațiilor publice, de grija pe care o au față de spațiile verzi. Ok, este un cartier privat, dar privat a fost și Tomis Plus. Nu arată așa, ba mai mult de atât, a fost foarte fărămițat. Fiecare dezvoltator imobiliar a construit pe parcela lui, a construit după niște reglementări care nu au fost tocmai corecte la momentul respectiv, în sensul că ele au suferit de-a lungul timpului niște modificări. Cum să spun, în momentul în care s-au stabilit reglementările pentru cartierul acela, păi trebuiau să rămână acele reglementări pentru pentru o perioadă destul de lungă de timp. În momentul în care, după ce s-au stabilit reglementările mari cu străzile și toate cele, vii și le re-reglementezi, pentru că nu-ți convine ție și vrei să faci altceva, nu mai vrei să faci locuințe individuale, vrei să faci colective mici, mari, turnuri și tot felul de nebunii, ajungi la concluzia că o să-ți rezulte un cartier urât. Putea să fie frumos, nu e frumos, e urât. E urât și e departe de oraș, nu are toate facilitățile necesare, în unele zone nici măcar iluminat public, ca lumea nu au, pentru că străzile sunt private, proprietarii plătesc impozite și taxe, la fel ca ceilalți constanțeni, dar nu pot beneficia de acest serviciu, iluminatul public, pentru că străzile sunt private. Iar oamenii nu sunt de acord, proprietarii nu sunt de acord să plătească în plus și pentru acel iluminat. Și mi se pare normal. Era un serviciu care trebuia asigurat de către primărie, dar primăria nu s-a îngrijit să preia străzile sau să, să nu aibă o înțelegere de la început cu dezvoltatorul imobiliar ca să preia străzile și să poată... E o discuție întreagă, să știți că chestiunea aceasta cu străzi publice versus străzi asta private, este o anomalie din punctul meu de vedere. Există în ambele cazuri, există avantaje și dezavantaje. Numai că, pe termen lung, din ce am observat eu, la modul în care se fac lucrurile în Constanța și nu numai în Constanța, în România în general, este mai sigur pentru utilizator pe termen lung ca acele străzi să fie în domeniul public și să nu fie supuse unor alte abuzuri ulterioare și schimbări de destinații și nu mai, în momentul în care terenul nu e al primăriei nu mai e niciun fel de control. Se întâmplă tot felul de situații și pe domeniul primăriei, pe domeniul public al primăriei, dar în momentul în care el e privat nu ai control. Da, nu se putea găsi o soluție, mă refer atunci când i s-a emis autorizația sau primăria să facă demersuri pentru a prelua acea parcelă, acel troson ca să îl transforme în domeniul public. Legislația nu ne ajută. Din nou, legislația nu ne ajută, ca în foarte multe alte cazuri. Dar chestiunile acestea țin de abilitățile administrației locale și ale primarului de a duce niște negocieri cu dezvoltatorul imobiliar.
De ce tot spun că și în cazul dezvoltării care urmează se întâmple la un terminal? Este foarte important ca, ok, dezvoltatorul este unul serios pentru că și-a creat un renume serios și că investițiile pe care le face sunt apreciate de locuitorii orașelor respective, dar este extraordinar de important ca primarul să fie un pion important și să, cum să spun eu, să țină cu cetățenii și cu viitorii locuitori ai acelui ansamblu sau utilizatori, poate nu-s neapărat locuitori. În momentul în care primarul spune că nu-l interesează, că nu înțelege nevoia asta de a fi acolo un fel de avocat al apărător al drepturilor cetățenilor, rezultă tot felul de situații ca în Compozitori, ca în Tomis Plus. Și asta este. Da, și un astfel de ansamblu rezidențial, sau nu știu cum să-l numesc, este posibil să se concretizeze și în zona fostului abator. Din ce am văzut, au fost emise certificate, dar oricum proiectul a stagnat, nu se știe ce se va mai întâmpla. Locuitorii de acolo ne-au spus tot așa, în trecut cred că am discutat cu ei, sau în urmă câteva luni, că își doresc mai multe spații verzi, locuri de parcare, nici de cum blocuri. Bine, unii spuneau că da, este o investiție necesară, alții spuneau că nu, că ar trebui să se gândească la altceva. Cum vedeți, cum ați vedea în zona aceea un cartier rezidențial de blocuri cu multe etaje? Orașul trebuie să se dezvolte. Trebuie să se dezvolte. Suntem cu toții de acord cu lucrul acesta. Nu cred că există cineva care, în afară de zona istorică, da, și care, din punctul meu de vedere, trebuie delimitată și reglementată strict. În rest, orașul trebuie să se dezvolte. Inclusiv în zonele de case, nu știu, lotizările vechi, unde s-au fărămița foarte mult și casele sunt preponderent parter. Și acolo trebuie găsite soluții astfel încât să se încurajeze dezvoltare, nu neapărat, cum să spun eu, din punct de vedere estetic, ci pur și simplu din punct de vedere calitativ al calității locuirii din orașul respectiv. Este un aspect, să știți, acesta al, pe, cum să vă spun, în momentul în care se fac analizele acelea la nivel național sau poate chiar internațional cu cele mai locuibile orașe din Europa, din lume, contează mult și calitatea locuirii. Ce facilități ai înăuntru casei tale, metri pătrați, camere, nu știu, inclusiv posibilitatea de a avea balcon sau nu, este unul dintre criterii, plus ce ai în vecinătăți. Prin urmare, este important dacă dintr-o casă parter poți să faci un parter și două etaje sau tot rămânând la ideea de locuință individuală. Deci, orașul trebuie să se dezvolte. Suntem de acord cu toții. Cu cât veniturile locuitorilor orașului cresc și aceste venituri se transpun în investiții pe care dânșii le fac. Deci, da, avem nevoie ca orașul să se dezvolte, dar trebuie să-l dezvoltăm rațional, în sensul că ne uităm la ultimile recensăminte ale populației în Constanța. Ce se întâmplă cu numărul de populație? Scade constant. Și noi construim foarte mult. Este adevărat că poate, într-o anume marjă, poate că stăteau multe familii, nu știu, o familie extinsă, să zic, nu știu, cu două, trei nuclee într-un singur loc și ar avea nevoie de mai multe proprietăți acum, pentru că doar teoretic calitatea vieții la noi a crescut și atunci își pot permite mai multe proprietăți. Dar nu putem să construim doar ca să închiriem la turiști vara. Asta vreau să zic, că poate pentru turiști se construiește, cel mai probabil pentru turiști. De acord. Putem să construim pentru turiști, dar nu putem să construim pentru turiști în interiorul orașului, în zonele centrale, pentru că și nu locuințe, nu locuințe. Sunt de acord să construim pentru turiști hoteluri, pensiuni. Și ele ar trebui preponderent să fie în stațiune, că avem o stațiune foarte aproape de noi. Dar acum unde se mai pot construi? Cumva s-a inversat sau s-a amestecat total povestea turiștilor din stațiune cu locuitori care au ajuns. Da. Poate chiar aș spune că
au ajuns ca niște intruși în stațiunea Mamaia, pentru că ei din nou nu pot funcționa acolo ca într-un oraș. Ei tot au nevoie de facilitățile din Constanța ca să-și poată îndeplini nevoile pe care le au. Prin urmare, turismul a ajuns în Constanța, locuitorii au ajuns în Mamaia și se face așa un talmeș valme. Să știți că mixitatea asta funcțională nu este una neapărat benefică pentru locuitori în principal, pentru că pe turiști îi primești o săptămână, două, cinci pe an, se duc la ei acasă, își văd de viața lor, dar tu ca și turist ești afectat 12 luni pe an de construcții, de ce Dumnezeu se întâmplă în jurul tău. Și atunci, cât trebuie, mi se pare extraordinar de important de actualizat PUG-ul, planul urbanistic general, pentru că el poate da niște direcții foarte importante de dezvoltare în sensul ăsta. Poate stabili linii mari. Eu am înțeles că se dorește din partea investitorilor, cum să spun eu, creșterea profiturilor după ce au investit într-un teren. Și cum se face asta? Cu cât mai multe etaje, cu cât mai multe apartamente pe un teren care are o dimensiune mică, mare, nu știu. Și atunci am ajuns să vedem tot orașul nostru că e așa, ba sus, ba jos, ba sus, ba jos, cu toate înălțimile, pentru că au fost investitori care au avut mai mulți bani și au vrut să scoată mai mult profit și au permis și s-au permis niște reglementări ciudate, să nu le spun altfel. Și sunt investitori care construiesc, deși au posibilitatea din punct de vedere al reglementărilor și ar fi firesc să construiască mai înalt, construiesc mai jos. De exemplu, este un caz pe Bulevardul Mamaia, unde avem o lățime de bulevard generoasă, ar permite lățimea bulevardului construcție înaltă, s-a aprobat, nu știu, acum câteva luni de zile, un put de pe plus 2, o, nu știu, o clinică, ceva, sau un servicii. Și mergem în Palatul Mare și vedem că sunt blocuri de pe plus 6, pe plus 8, pe niște străduțe foarte, foarte mici. Și atunci te întreb, dar cum e posibil așa ceva? Avem specialiști aici, avem niște autorități, avem niște legi care oricât de mult nu ne-ar ajuta, dar nici nu ne încurcă chiar așa de tare să luăm decizii atât de greșite. Și îți dai seama că ceva nu funcționează în toate lucrurile astea. Mai este un caz la Vaporaș, pe Aurel Vlaicu. Știți că se construiește turnul acela de 15, cred că mai mult de... Tower, cred că. Da, mai mult de 15 etaje, din ce am numărat eu, mă pierdusem la un moment dat. Este normal așa ceva? Adică la o deschidere, o intersecție, Tomis cu Aurel Vlaicu, să se construiască un imobil atât de înalt? Dacă e normal... Eu vreau să vă spun așa, să știți că în urbanism nu există legi, nu știu, reguli perfecte sau situații perfecte. Urbanismul în general reprezintă o negociere continuă între interesele publice și interesele private, iar mediatorii sunt autoritățile locale, să fie clar, Consiliul Local, primarul. Din păcate, la noi primarul este pionul principal, Consiliul Local este dat uitării. Sunt foarte puțini constanțeni care cunosc consilierii locali și înțeleg că implicându-se mai mult în avea o legătură și contact cu ei, ar putea să mai schimbe din lucruri. În favoarea lor, bineînțeles. Așa că, ce să vă spun? Eu vreau să vă spun un singur lucru referitor la Tomis Tower. Gândiți-vă că acolo va fi pasajul. Da. Și deja este un trafic infernal. De ce ai, pentru Dumnezeu, de ce ai vrea să-ți cumperi un apartament acolo? Deci, în general, în intersecții unde sunt foarte circulate, aerul este irrespirabil. Ok, o să ai o priveliște de vezi tot bulevardul Aurel Vlaicu, dar poți să respiri acolo? Sau stai tot timpul cu geamurile închise și cu aer condiționat, cu filtre și cu... La fel cum se întâmplă și în stațiunea Mamaia, la pasare, la aceea de la Casino. Construcția aceea ce stagnase mult timp și acum prinde contur. Adică acolo vor fi apartamente, ce părere aveți? Păi, mergi pe pasaj și te duci și dai noroc cu domnul de la balcon de acolo sau de la geam. Nu, din păcate, noi zâmbim amar așa, dar sunt niște situații care nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată. Ok, ai dat autorizație de construcție acolo, nu mai faci pasarela, ai făcut pasarela, nu mai dai autorizație de construcție așa, sunt, nu știu,
exact care a fost ordinea lucrărilor, dar e clar că ele, cele două, nu pot coexista fără să creeze un disconfort. Trebuiau luate niște decizii. Dacă mă întrebați pe mine, stațiunea Mamaia nu ar fi trebuit să fie dotată cu pasarele, traficul la nivelul stațiunii trebuia să fie în așa fel încât să nu fie nevoie să urci pe pasarelă turiștii ca să traverseze bulevardul. Și traversezi bulevardul ca să faci ce pe partea ailaltă? Că în multe zone trotuarele sunt aproape inexistente și, mă rog, s-au construit în ultima perioadă diverse clădiri acolo, dar pe partea cu lacul, da, mă refer. Nu prea aveai ce să faci. În zona unde e cazinoul, ce e pe partea cealaltă? Sunt niște hoteluri. Da. Să zicem că e o zonă mai circulată, dar vă repet, știu că pe vremea când m-am reîntors eu în Constanța, traficul Mamaia era foarte, foarte aglomerat. Dar nu degeaba era aglomerat. Era aglomerat, este adevărat, că stațiunea Mamaia este una liniară și ai de străbătut distanțe destul de lungi, dar trebuie să înțelegi, dar de ce ai nevoie să traversezi stațiunea Mamaia? Una e traficul de tranzit care duce către Năvodar și poate fi redirecționat, dar strict în stațiunea Mamaia, turiștii care stau acolo n-ar trebui să se deplaseze. Bine. Pe faleză. Acum îmi vine să râd pentru că a reușit domnul primar să rezolve problema aceasta aglomerației din stațiunea Mamaia pentru că nu mai vin turiștii și atunci nu mai este aglomerat, știi? Dar discutăm de niște lucruri care se întâmplau acum mult timp. Eu am tot atras atenția, inclusiv domnului Mândilă, inclusiv la dezbaterea despre suspendarea pus Mamaia pe care noi am inițiat-o și am insistat să aibă loc, că Mamaia nu este în cea mai bună formă a ei și povestea cu regulamentul de parcare în stațiunea Mamaia este doar un factor. Povestea lărgirii plajelor în stațiunea Mamaia este doar un factor, fiind vorba de că turiștii aleg alte stațiuni și nu mai aleg Mamaia pentru că avem regulament de parcare și pentru că avem plaje lărgite. Sunt doar niște factori care au contribuit la toată povestea asta. Stațiunea Mamaia nu mai este atractivă din multe alte motive pe care se pare... Urbanistice? Cu siguranță. Siguranță. Nu poți să te duci în stațiunea Mamaia, să te cazezi într-un apartament și să, nu știu, să te duci un kilometru ca să mănânci, să fim serioși. Ar fi trebuit să existe o paletă suficient de largă de ofertă pentru cazare, dar și pentru servicii conexe. În stațiunea Mamaia toată lumea se ocupă de cazare, de cazare în apartamente, în principiu. Nu știu, de distracția turiștilor, de orice fel de activitate, se ocupe altcineva. Și toți spun același lucru și lucrurile s-ar rămân în cărca primăriei, dar știți cum este, că și primăria poate investi niște bani pentru lucrurile acestea, dar ar fi cazul să le gândească și să se ajute pe ea, astfel încât să implice și agenții economici în povestea asta. Nu este fezabil, nu are ea suficientă forță să facă lucrurile astea. Mi se pare enorm. Și vorbind de puzuri, v-am întrebat înainte să intrăm în direct despre zona aceea portului Tomis. Taluzul și modernizare, spații verzi, se dorește acolo ca clădirile, cafenele să aibă o altă formă din ce am văzut în documentația postată de primărie pe site. Ce părere aveți despre acel puz care nu se mai termină de foarte mult timp? E vorba de un pud acolo. Un pud. Da. Acea documentație a început cu un studiu de fezabilitate aprobat în Consiliul Local. După ce s-a aprobat studiul de fezabilitate în local, care vizează și exproprierea unei bucăți din parcarea existentă, acum e o platformă de beton, au ajuns la concluzia că au nevoie de documentație de urbanism, că nu reușesc să facă investiția pe care vor să o facă. Da, așa se întâmplă la noi, din păcate. Au inițiat acest pud care, din punctul meu de vedere, a avut o temă de proiectare foarte slabă pentru că a avut un spațiu de fezabilitate care nu era tocmai în regulă. S-a prelungit foarte mult elaborarea pudului. Au revenit de foarte multe ori în comisia tehnică, da, și era normal să revină pentru că propunerea nu era tocmai în regulă.
au ajuns la o variantă acceptabilă și acceptată de Comisia Tehnică. Aș putea să spun că a fost unul dintre puținele cazuri în care chiar s-a ținut cont de părerea Comisiei Tehnice. Da, ar trebui să se țină cont mai mult din moment ce sunteți acolo și sunteți specialiști. O să vă mai povestesc ceva după ce vă povestesc despre pudul acesta. Și practic acum o să se aprobe acest pud și o să meargă mai departe cu exproprierea și realizarea proiectului. Dar vreau să vă spun așa. Deci există pudul acesta care e în lucru de multe, multe da. Luni. Există pe acea zonă, există și puzul pentru zona istorică. Sunt trei puzuri acolo, nu știu exact în care dintre ele se încadrează. Pentru acea zonă o să fie prinsă și în planul urbanistic general. Deci o să avem trei rânduri de reglementări pentru această minunată zonă, care sperăm să vedem Dumnezeul gata făcută, că deja se discută de prea mult timp despre ea. Dar vreau să vă spun că cumva s-a revenit de foarte multe ori cu propunerea în Comisia Tehnică și într-un final s-a ajuns la o... Dar ce era greșit la acel pud? Ce era greșit în ce voiau să... Păi, în primul rând voiau să maximizeze ocuparea terenului cu tot felul de... tot niște containere vor fi, de fapt, care urmau să fie terase și tot felul de chestii cu... trebuiau să integreze și parcarea acolo, să fie și ea, că na, avem nevoie de locuri de parcare în Portul Tomis. Și cumva toate erau făcute într-un... foarte multe cereri pentru un spațiu limitat care ar trebui în principal să pună în valoare clădirile istorice care se văd în zona de... în alta taluzului, să zic așa. Și să-ți dea posibilitatea să te bucuri și de mare și de tot ce e în zona aia. Bine, există parcarea aceea de bărci acolo, da. Dar cumva e o discuție... Inclusiv parcarea aceea de bărci ar putea să fie o priveliște frumoasă dacă ea nu ar fi cu toate bărcile puse unele peste altele. La un moment dat arată hilar de-a dreptul, cel puțin pe timpul iernii, cum se întâmplă lucrurile acolo. Și acum ați... ajuns la o concluzie, ca să spun așa, o concluzie cu care specialiștii în urbanism au fost de acord în legătură cu podul. Care, ce au lăsat de la ei? Deci, practic, au redus din numărul de restaurante care urmau să se... de terase sau ce... de clădiri, că de fapt la asta se raporta. Au redus din numărul de clădiri, vor face și o zonă verde care să se integreze cumva cu partea de sus a taluzului care e verde și un număr de locuri de parcare care și cumva și ăla s-a redus pentru că era la un moment dat totul era așa, o mare platformă betonată, asfaltată, mă rog, și foarte multe clădiri înșerate unele lângă altele, arătau mai rău ca în portul industrial. Cu imagini, cum ar fi vrut să arate. Sigur, da, da. Nu, v-am zis, s-a tot discutat, dar totul a pornit de la povestea că avea un număr, cum să spun eu, specificat de construcții pe care le vreau pe terenul respectiv, un număr de locuri de parcare și toate au fost înghesuite așa și proiectanții au zis, păi da, asta ne-aș cerut. Păi ok, v-am cerut, dar poate că nu e tocmai cea mai bună, pentru că, din nou, ele au fost făcute prin studiul de fezabilitate, care și studiul de fezabilitate se presupune că tot de niște specialiști este făcut, dar cumva ele respectă, asta este realitatea, respectă cerințele direcției sau a primarului sau a celui care comandă proiectul. Că, mă rog, este sau nu este primarul, nu tot timpul se întâmplă asta, dar se trezește cineva din primărie care vrea ceva și gata, facem, așa facem, ne punem pe hârtie. Cert este că până la implementarea lui, uite, că se ajunge de un an și aproape doi, să se discute asupra soluției, pentru că, uite, nu era tocmai bună ideea respectivă și bine că n-a putut fi implementată așa, pentru că... Da, și vorbim și de bani publici? Păi, pentru da. Că se elaborează documentații, se fac licitații da. Și banii... și apoi se concluzionează că... Și acum ar fi să trebuiască modificat, nu? Alți bani. Presupun că o să fie doar modificat, nu o să
nu o să o ia de la capăt în ideea asta, dar oricum e, ne amuzăm așa cam care este ritmul de, prin care putem implementa proiecte și cam care este parcursul lor, că facem un pas în față și doi înapoi, mai facem un pas în față, mai facem doi înapoi și o luăm de la capăt. Da. Și ce voia să spuneți a doua anomalie, ca să spunem așa, sau... Am o veste proastă despre Comisia Tehnică de Urbanism, domnul Bucur Ionică, arhitectul renumit Bucur Ionică, s-a retras din Comisia de Urbanism, având nemulțumirea faptului că în foarte multe cazuri, deși a emis niște puncte de vedere contrare, să zic așa, investițiilor respective, n-au fost luate în calcul și a spus omul până la urmă ce sens are să-mi pierd timpul, studiez ore întregi documentațiile, pentru că sunt foarte stufoase, încerc să vă explic cât pot eu de, cu toate informațiile și experiența pe care o am, că nu este în regulă ceea ce vă doriți să faceți, vine arhitectul șef, emite avizul și sănătate. Se votează în Consiliul Local, pentru că câte situații n-au fost în care și noi ne-am opus, am explicat de ce. Au trecut în Consiliul Local, au fost aprobate fără să înțeleagă consilierii locali că aceste proiecte au efect pe termen lung, exact cum spuneam mai devreme. Este proastă. Da. Pentru da? Ce va urma? Pentru viitor, pentru viitoarele proiecte? Pentru că asta trebuie să înțelegem, că la baza unui proiect, până se realizează, sunt documentații, discuții. Sunt documentații și sunt foarte multe discuții. Membrii comisiei tehnice nu sunt plătiți ca să... Așa spune legea. Membrii comisiei tehnice sunt specialiști din... Ideal este să fie din orașul respectiv sau din localitatea respectivă, astfel încât să fie la curent cu situația din teren, să zic așa, care își pun cunoștințele și timpul la bătaie în folosul comunității. În momentul în care tu de bună credință, ca specialist, faci lucrul acesta, iar arhitectul șef se preface că nu te aude sau mai te ia și peste picior, cum din păcate și eu am pățit-o, fie prin comisia tehnică, fie prin comisia de specialitate, fie în consiliul local, de câte ori are ocazia, mai... bagă câte o ironie sau... Să știți că am auzit mai multe comentarii politice de la domnul Leu decât de la colegii din Consiliul Local. Așa că... Dar dumneavoastră veți rămâne pe poziție în Comisia Tehnică de Urbanism. Eu o să rămân... Eu sunt invitat permanent în momentul de față, pentru că sunt consilier local. În toamnă se termină mandatul meu. Dar voi rămâne aproape de colegii mei și îi voi ajuta în continuare cu toate sfaturile și priceperea mea referitor la acest domeniu. Dar a fost o decizie personală să nu mai candidez din termen pentru încă un mandat, să zic așa. Da, nu ne pare rău, pentru că erați aici foarte implicată în viața publică. Foarte implicată în ceea ce privește cetățenii și discutați foarte mult cu ei, ca de altfel toți colegii dumneavoastră. Ne vom auzi în continuare. Cu ajutorul colegilor mei o să rămân în continuare informată, pentru că sper să nu se schimbe regulamentul de organizare al comisiei prin care se dă acces consilierilor locali la documentații. Ne vom lupta în continuare să rămână publice ședințele de Comisie Tehnică de Urbanism și Amenajare Teritoriului. Ați văzut că acum se transmit online. Da. Destul de mult timp mai opresonorul, destul de s-au întâmplat situații și chiar la discuția despre actualizare pus Palatul Mare a fost o problemă tehnică și n-a putut fi transmisă și a ieșit așa o teorie a conspirației din partea locuitorilor, dar mie mi se pare foarte bine că au atras atenția asupra acestui aspect, să înțeleagă că nu sunt singuri și că nu fac doar ce își doresc ei și că sunt urmăriți, constanțenii sunt implicați, mai ales ok, pe cartiere, cum nu putem să fim toți informați despre tot ce se întâmplă în oraș, dar în momentul în care există un proiect care te afectează în mod direct, mi se pare normal să fii implicat, iar de asta au dat dovadă. Iar locuitorii din Palatul Mare chiar sunt foarte... Da. S-au organizat foarte bine și sunt foarte activi.
prin cumva în urma acelei erori tehnice în care discuția despre actualizare plus Palazul Mare n-a fost transmisă, s-a cerut întâlnirea cu elaboratorul și am fost și eu prezentă în Palazul Mare atunci. Da, știu că a fost o întreagă discuție pe această temă, chiar ne-au sesizat locuitorii. Da. Cam ce s-a discutat atunci? Din păcate, poate că în cazul respectiv a fost o situație neprevăzută, dar mult prea des și mult prea multe minute se închide microfonul ca să mai discute membrii comisiei, nu știu ce între ei. Ok, puteți să o faceți și după. Mi se pare o lipsă totală de respect față de oamenii care sunt interesați și vor să urmărească aceste ședințe și uite că sunt. Da, sunt și ședințele durează multicel. Ultima 3 ore jumate a durat. Da, adică nu au fost multe subiecte pe ordinea de zi. Da, subiecte importante, construcții și ce ne interesează pe toți. Adică, da. Ce se construiește, când, unde și de ce. Și cine construiește, în primul rând. Da. Doamna Cristiana, cam atât pentru astăzi. Repede a trecut timpul. Eu vă mai aștept aici, pentru că constant la o săptămână, două, aveți proiecte pe ordinea de zi în cadrul Comisiei de Urbanism și sunt proiecte importante și interesante. Și uitați că aflăm lucruri interesante și pentru noi cetățenii, pentru constanțeni, pe care nu le știm așa, doar le citim. Cu drag vin de câte ori mă invitați să discutăm despre urbanism și despre oraș și mi se pare foarte important să conștientizăm că dacă fiecare dintre noi suntem mai informați și mai activi, reușim să schimbăm lucruri în Constanța după aproape 4 ani de Consiliu Local, vă pot spune că din experiența mea vă spun că se poate face lucrul acesta. Așa este. Vă mai așteptăm pe la noi și vă urăm succes. Mulțumesc mult, o zi frumoasă vă doresc. Frumoasă, doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenția acordată și vă urăm un weekend minunat. Și nu uitați, urmăriți Focus Press în continuare. La revedere!